Clipe de coșmar pentru un șofer care a venit la cumpărături în mall. Un incendiu a izbucnit din senin la instalația autoturismului pe care îl conducea. În mașină se afla și tatăl său, care a sunat imediat la 112 în momentul în care a văzut că ies flăcări de sub capotă. Pompierii au reușit să stingă focul înainte să se extindă la întregul autovehicul. Autoturismul parcat în apropierea mall-ului din Târgu Jiu a fost cuprins de flăcări astăzi la orele prânzului. Proprietarul se întorcea de la cumpărături. Am intervenit cu autospecială de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la motorul unui autoturism. Incendiul s-a soldat doar cu pagube materiale care vor fi suportate de firma de asigurări.